Suntem acum în Comuna Blăgești, tot în județul Bacău și alături de noi este președintele companiei Astra Asigurări, domnul Radu Mustățea. Bună ziua, domnule președinte! Bună ziua! Bună ziua tuturor! Spuneți-ne, vă rog, care este obiectivul acțiunii la care participăm cu toții astăzi, în afară de scopul pur caritabil? Păi, în primul rând, acesta. Ne-am implicat piața de asigurări împreună cu Comisia de Supraveghere a Asigurărilor la renovarea a două unități de învățământ, școala din Șerbești, comuna Săucești, și această grădiniță care se află în spatele nostru, din Blăgești. Renovare necesară datorită faptului că au avut de suferit de pe urma inundațiilor de astăvară. Acesta este în primul rând scopul și al acestui desant de asigurători aici pe aceste meleaguri pentru a vedea cum s-au realizat lucrările de reconstrucție. Domnule președinte, totuși nu doar școala și grădinița au fost afectate de inundațiile din această vară. Credeți că localnicii văd altfel rolul asigurării de locuință în viața lor după evenimentele din această vară? Cu siguranță cei de aici văd acest lucru, pentru că, sigur, ne-am implicat fără poliție de asigurare, ci în scopuri pur caritabile. Însă faptul că societățile de asigurări sunt acolo, le vedem pe acea inscripție de pe grădiniță trecute, că au contribuit. Cel puțin acest lucru va duce la o mai bună conștientizare a rolului asigurărilor în viața cotidiană. Și de asemenea, să știți că și aici, și în această localitate, și în cealaltă în care am fost, Săucești, au fost locuințe care au fost afectate de inundații și care au avut asigurare. Și dacă ați avut ocazia să vedeți, unele case începuseră să fie reconstruite. Eu sunt sigur că cei care au ajuns cu lucrurile mai departe au fost cei care au avut și o poliță de asigurare, pentru că au beneficiat de fonduri mai repede. Vorbim în ultima perioadă despre importanța informării românilor cu privire la rolul asigurării, în special a locuinței, în contextul din ultimele luni. Avem forumuri pe aceste teme, avem portaluri de specialitate. Totuși, ce faceți, spre exemplu, Astra Asigurări pentru a transmite acest mesaj și aici, în zone cum este comuna Blăgești, unde probabil internetul nu e la el acasă? Nu este, dar cei care reprezintă Astra și nu numai Astra, sunt sigur că toți cei care lucrează în domeniul ăsta și au tangență cu domeniul asigurărilor contribuie la popularizarea asigurărilor prin faptul că ei își oferă serviciile de asigurare, și atunci trebuie să explice celor care sunt interesați și nu numai beneficiile asigurării. Am vorbit mai devreme cu directoarea de la școala din Săucești, din Șerbești, pentru a face un program educațional pentru copii, de a le prezenta ceea ce înseamnă conceptul de asigurare și beneficiile ei. Și cred că dacă o să facem un program național de acest gen, n-ar fi un lucru rău, ba chiar că ar fi un lucru foarte bun. Pentru că copiii, pe măsură ce vor crește, vor conștientiza necesitatea asigurării, beneficiile ei, rolul protecției prin asigurare, și li se va părea ceva absolut normal, cum este în alte părți ale lumii. Asigurarea e un lucru normal.